Am să fac lângă râu iaz și să trec că nu-l mai las, să nu dau ce vreun acaz, mă. Dorul meu nica să dușe, ce munce vine printre brase stinge, tu să mi-l aștepți la punce. Să-l aștepți și să mi-l iei, să-l bietul la țar cântlăi, că am vecinii cam răi, mă. Și-l poartă omul pe drum, mă. Și pe drum și prin pădure, până ce te-ai târcă la lume, și la inima nu poți spune. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai revenit! Bine ne-am revenit, ne-am revenit, chiar că ne-am revenit. Am venit cu vara. De data aceasta, vreme, vara vine. Așa este, am venit și cu un costum de vară, cum se poartă la noi. Da. Și bine că am scăpat de ploile ăștia, dragii mei, pentru că e chiar și așa, dacă au fost ploi, să știi că până și eu am aflat. Știți ce se spune despre fetele astea minione, ca mine? Ce? Noi aflăm ultimile când vine ploaia. Ok. Da, așa că nu până și eu că am se întoarce ploaia. E, poate nu. Poate că o să fie cea mai frumoasă vara noastră. Așa de ce nu? Eu aștept din tot sufletul. Zim ce se spune despre oamenii care răcesc vara. Ei, că sunt oameni puternici. Da. Așa e și la noi. Sau că au fost nenorocoși. Da. Ai o piesă de dans. Da. Cu energie întotdeauna. Îmi pare rău că n-am cum să-ți aduc un fecior la dans. Nu e problemă, că feciorul e acasă, mă așteaptă, e pregătit, el e chiar obișnuit cu cântările mele. Da? Da, da. Cum e viața cu... cum e pentru altcineva să stea cu un artist? Cred că destul de complicat. Da, noi artiștii suntem complicați, suntem așa, dar știi, domnul Florin, eu știu. Cum este. Ești cu toane când ajungi acasă să se aducă cântare? Da, mereu sunt așa țâmnoasă, eu sunt energică, eu sunt așa, mereu vorbesc într-una, alerg. Acum bine că ne-am revenit, au început și evenimentele și dacă anul trecut aveam nunțile reprogramate pentru anul ăsta, acum s-au făcut 2 în 1, așa că mă pregătesc și pentru botezuri. De ce nu? Ne să fac repertoriu pentru... Știe domnul Dani de ce? Știe domnul Dar Dani nu e de domnul ce? Dani, e pe undeva pe aici. E pe undeva pe aici, avem locuri în care se cântă anul ăsta, avem o grămadă de evenimente, lumea era dornică să audă toate tipurile de Eram muzică. Eram nerăbdător. De la populară până la rock. Așa că, Narcisa, mulțumim că ai trecut pe la noi, baftă! Și eu vă mulțumesc și ce poate fi mai frumos decât dorul, de asta v-am adus un cântec despre dor. Pe aripa vântului și în sufletul omului. Iarna trece, vara vine cu Narcisa.